intervenit pentru localizarea și lichidarea acestui incendiu cu 6 auto speciale de stingere, 2 autoscări mecanice și 2 echipaje SMUL. În momentul de față am reușit și am localizat flăcările. Lucrăm pentru lichidarea ultimelor focare și pentru îndepărtarea elementelor de construcție care au fost afectate de flăcări. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un trăsnet direct.